Asta am vrut să zic. Cod QR, da? Descanat cu telefonul mobil ca să aflăm detaliile în plus ale horoscopului despre care vorbim acum. O zi cu de toate. Pești. Se reglează situația financiară și poate între timp mai apare un extra job care să vă suplimenteze veniturile. Berbec, o reușită venită ca un cadou, așa, poate să fie o consecință a eforturilor depuse de-a lungul timpului, dar și acel noroc al vostru pus deoparte pentru că aveți suflet bun. Taur, se definitivează o situație care ține de serviciu și de familie și o să vă puteți ocupa și de afacerile particulare, că aveți șanse să vă sporiți banii din cont. Gemeni, se poate să aveți în vedere niște studii extra-profesionale la care o să vă implicați cât de curând și care vă pot aduce o upgradare profesională, bani în plus. Rac, noutăți care să vă bucure, vine cineva în vizită sau poate vă invită în alt oraș să-i faceți o vizită azi, mâine, dacă nu o să fiți ocupați cu alte treburi pe acasă. Leu, apare cineva care să vă susțină, să preia din responsabilități și să vă asigurați că faceți echipă și la treabă și la distracții. Iar zilele astea e cu distracție. Fecioara, e posibil să întâlniți pe cineva care să respire așa în ritmul vostru și o să vă gândiți la o viață de cuplu împreună, să vă căsătoriți, să aveți copii. Balanța, o să faceți cunoștință cu cineva într-un grup de prieteni și o să vă călăuzească pașii, o să-i pese de voi acestei persoane și poate o să faceți casă bună în viitorul apropiat. Scorpion, or să vină acei bani despre care știți sau despre care nu știți sau poate ați uitat și o să vă puteți mișca zilele astea. Săgetător, dorințele vi se împlinesc, totul este să fiți clari în exprimarea lor ca să se transmită în eter mesajul și să primiți răspunsul mult așteptat. Capricorn, apar bani, dar și cheltuieli, voi o să vă descurcați cu cele neprevăzute, că sunteți economi, chipzuiți și o să aveți grijă de bani în perioada asta. Vărsător, poate să colaborați în termeni și mai buni cu o echipă cu care ați mai repurtat succese, le-ați fi fost de folos unor oameni lipsiți de posibilități. O zi cu de toate!